Și în paralel, o nouă gafă monumentală comisă de premierul israelian Benjamin Netanyahu a generat furie în Israel. După ce un civil israelian a fost executat în plină stradă de un soldat israelian, Benjamin Netanyahu a spus, citez, asta e viața. Bărbatul executat luase parte la uciderea teroriștilor Hamas, care au omorât mai mulți oameni pe 30 noiembrie. Însă un soldat israelian din zonă l-a confundat cu un terorist Hamas și l-a împușcat de la distanță mică, deși bărbatul se predase deja. Yuval Doron Castelman, în vârstă de 37 de ani, tocmai se ducea la serviciu când mai mulți teroriști Hamas au început să împuște civili într-o stație de autobuz. El a coborât din mașină cu arma personală și a luat parte la eliminarea teroriștilor. Ulterior însă, un soldat israelian l-a confundat cu un terorist și l-a împușcat de la mică distanță. Asta deși bărbatul ridicase deja mâinile sus și cerea să nu fie împușcat. Întrebat de presă ce părere are despre politica de port-armă din Israel și despre execuția bărbatului, premierul Benjamin Netanyahu a precizat: cred că în situația actuală trebuie să continuăm cu această politică, cu siguranță o susțin. S-ar putea să plătim un preț, dar asta este viața. Declarațiile premierului israelian au generat însă revoltă în spațiul public, Benjamin Netanyahu fiind luat în vizor chiar de către membrii propriului cabinet de război. Regretatul Yuval Castelman, care a neutralizat teroristul din Ierusalim și a fost împușcat mortal, este un erou național. Nu a ezitat și s-a dus imediat să salveze o viață umană. Cazul eroului Yuval nu este asta e viața, ci un semnal de avertizare care necesită învățarea unor lecții care vor salva vieți în viitor, a precizat fostul general cu rădăcini româno-maghiare Beni Graț. 4 oameni au murit și alți 5 au fost răniți în atacul terorist al grupării Hamas de pe 30 noiembrie. Și comentăm ambele situații cu Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, doamnă. Așadar, reușite în fâșia Gaza pentru armata israeliană, care oricum erau de așteptat, dar pe de altă parte blocate o grămadă de persoane în continuare, peste 100 de ostatici în continuare nu au fost eliberați, încep să moară dintre ei și iată această gafă uriașă a lui Benjamin Netanyahu. Cum putem să le punem în balanță cele două? Acum, sigur, situația din fâșia Gaza evoluează după acea pauză de câteva zile, de 4 zile. Așa cum era de așteptat, Israelul nu se va opri. Forțele de apărare israeliene și-au trasat un obiectiv cât se poate de clar, distrugerea, și evident clasa politică a trasat acest obiectiv, distrugerea și demantelarea grupării teroriste Hamas până în momentul în care Hamas nu va mai putea nici guverna fâșia Gaza, nici au o controla din punct de vedere militar. Iar pentru acest lucru e obligatoriu distrugerea acestor rețele vaste de tuneluri. Sunt sute de kilometri de tuneluri, exact cum ați prezentat și dumneavoastră. Multe dintre ele au fost identificate. Despre multe dintre ele se știa dinainte, despre altele nu se știa. Eu am văzut imagini, mă refer anul trecut, am văzut imagini în care IDF-ul lovea tuneluri în fâșia Gaza care erau infrastructură militară și la 200 de metri se surpă o casă, pentru că și acolo era o rețea de tuneluri și nimeni nu se aștepta la acest lucru. Deci situația e dificilă, dar specialiștii au atras de foarte mult timp, au atras atenția că cum se construiește în Gaza, cum se sapă în Gaza, de fapt nu se sapă nicăieri la nivelul lumii. Deci practic Hamas a pregătit foarte mult pentru acest lucru. Dacă cum ați spus și dumneavoastră, e soartă ostaticilor în joc. Mulți dintre acești ostatici cel mai probabil se află în tuneluri sau sunt mutați prin aceste tuneluri. E o decizie e foarte dificil să iei în considerare inundarea acestor tuneluri, spre exemplu. Însă e dificil și pentru clasa politică din Israel. În ceea ce privește declarația lui Benjamin Netanyahu, e cel puțin nefericit, așa cum mă exprim diplomatic, într-o situație de criză ca aceasta.
Benjamin Netanyahu se află într-un moment foarte greu politic și nu cred, indiferent, el e un supraviețuitor și știți, a trecut prin foarte multe crize politice și a căzut în picioare. Lumea în Israel spune că are nouă vieți ca o pisică, dar de data aceasta situația e atât de gravă și societatea din Israel e atât de revoltată pe ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, că după finalul războiului, indiferent de cum se va termina el, nu cred că Netanyahu mai poate supraviețui politic unei asemenea crize. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, Tudor Curtifan, în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe.